Sănătate și bine revenit printre maturii cripto la o nouă ediție a știrilor pe din lumea criptomonedelor. Și Barium se apropie de o realizare majoră, iată detalii. Și Bainu și Solana în creștere, iar Bitcoin rămâne blocat în ziua uneia dintre cele mai optimiste luni ale sale. Totul despre ascensiunea și căderea uimitoare a antreprenorului CryptoSem Bankman fried FTX a mutat peste 17 milioane de dolari în Ethereum în ultimele 24 de ore. Kevin O'Leary de la Shark Tank spune că noul schimb de criptomonede ce va fi deschis în Abu Dhabi va fi conform reglementărilor și este pregătit să înlocuiască Binance și FTX. Semne optimiste pentru Cardano, calea acestuia către 12 dolari până în 2025. Janet Yellen spune că închiderea guvernului ar putea duce la o recesiune. Bitcoin ar putea beneficia dacă apare o recesiune economică, spune macroanalistul de la Fidelity Investments. Robert Kiyosaki se așteaptă ca Bitcoin să devină neprețuit atunci când Fedul va emite o monedă digitală a băncii centrale. Piața bull pentru Bitcoin a început probabil, spune Banca de Investiții HC Wainwright din New York. Prima fabrică de min minerit Bitcoin cu energie nucleară din Statele Unite folosește 91% energie cu zero carbon. A venit rândul monedei Ethereum să conducă recuperarea criptografică. Protocolul Guild este în mare zi de plată din veniturile etf Ethereum de la Vanek. ETH Gate, Dr. Martin Hashberg, care a fost în blockchain înainte să ne naștem, conform descrierii profilului, și este șef de cercetare la Uphold și fondatorul proiectului Alpine Block, declară că oamenii sunt încântați de Ethereum, un blockchain ce pare descentralizat și care a crescut mai repede decât orice altă tehnologie dar este total neadevărat deoarece Ethereum nu este descentralizat, este deținut și manipulat de o mână de persoane și companii care împreună formează o entitate corporativă. Cu cât se adaugă mai multe straturi Layer 2 și ZK Proof, cu atât devine mai, de mai, centralizat. Acestea nu sunt idealurile originale ale criptografiei, ci o aberație care va ieșua destul timpului. O reclamă Ripple a fost văzută ieri în timpul unui meci din Premier League din Anglia. Anunțul cel mare și mult așteptat la petrecerea Ripple, ce a stănit foarte multe zvonuri, s-a dovedit în final ca fiind vorba despre un tatuaj pe care și l-a făcut brăduț al nostru cu simbolul XRP și steaua Nordului. Partenerii Ripple din Emiratele Arabe Unite, Ragbank, schimbă jocul în dezvoltarea durabilă prin introducerea cadrului de finanțare socială, o soluție inovatoare și ce îmbunătățește viteza, eficiența și securitatea remitențelor transfrontaliere, facilitând tranzacții financiare fără întreruperi pentru clienții săi. XRP este pregătit pentru creștere uimitare de 1160%, spune o prognoză aprofundată, ce va duce prețul la aproape 7 dolari. Cam atât în ediția de azi, toate sursele le găsești în descrierea clipului postat pe YouTube. Nu uita, te rog, că nu sunt consultat financiar, iar ce spun nu trebuie luat ca atare. Dacă ți-a plăcut conținutul, te invit să dai un like și subscribe. În rest, toate cele bune și spor la cu mai multe criptomonede.